Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal Parfum cu Drag. Chiar n-am vorbit niciodată despre numele canalului. Păi, ideea este că aici, pe canalul meu, vorbim despre parfumuri și cu mult drag, bineînțeles, cam asta este ideea. Știu că sunt persoane noi pe aici, așa că vă urez bun venit și sper să vă distrați și să vă relaxați alături de mine. Să descoperim împreună multe parfumuri, să discutăm despre parfumuri și să ne cunoaștem preferințele. Eu mă bucur tare mult să cunosc cât mai mulți iubitori de parfumuri. Astăzi povestim despre un parfum pe care eu îl aștept de ceva timp să apară pe Dubai Collection și am fost foarte încântată să aflu că o să vină la un moment dat acest parfum. Forbidden Sugar de la Emir este un parfum inspirat de Sugar de la Frank Boclet. Și haideți să vă spun cum am descoperit eu casa aceasta Frank Boclet și creațiile acestei case, pentru că a fost dragoste la primul puf cu Cochei. Apropo, găsiți și parfumul inspirat de Cochei pe Dubai Collection. Eu am originalul, dar am descoperit parfumul tot printr-o clonă. Am testat la Infinite Love Cochei. Și atunci știu sigur că am căutat casa aceasta pe Fragrantica și am dat de Sugar, care m-a încântat mai ales cu numele și cu compoziția pe care o are. Bineînțeles că nu au avut și Sugar, dar Cocaine clar m-a cucerit. Este un parfum absolut superb pe care îl ador și acum că am văzut că este acest parfum nou pe Dubai Collection, a fost o încântare pentru mine. Cele două parfumuri sunt diferite, total diferite să zic așa, dar tot într-o zonă gurmandă. Dar pot să zic că Cocaine este ceva mai impunător, are acolo tutun, caramel, are o tuberoză, crin și știu că în acela sunt niște note care ies în evidență, cum ar fi caramelul cu tutunul, amestecul acela de caramel, tutun, tuberoză și ulei de mănui, dacă nu mă înșel, ceva de genul acolo mai tropical așa. Este foarte frumos parfumul acela și am zis să vă spun și diferența dintre ele sau cum mi se par mie cele două, că poate vă doriți să luați unul dintre ele și poate nu vă doriți neapărat Sugar. După părerea mea, eu l-am primit ieri pe acesta, l-am purtat ieri toată ziua, dar vorbim astăzi despre primele impresii, la fel și despre parfumurile acestea. Haideți să-l deschidem pe Forbidden Sugar. Vedeți că are o prezentare foarte frumoasă, este o cutie mată, catifelată și aici avem parfumul, o sticlă simplă, neagră și poate că vă duce cu gândul la un parfum mai întunecat, dar să știți că nu este deloc așa. Voiam să vă mai zic despre Cocaine că mi se pare perfect unisex. Perfect unisex. Pe față de acesta care mi se pare că se duce mai mult în zona feminină. Ei bine, Forbidden Sugar este, după părerea mea, un parfum mai delicat și mai feminin. Dar, bineînțeles că purtați ce parfumuri aveți voi chef. Și în acesta, haideți să vă citesc aici notele. Marshmallow, miere, coacă, zenucă de cocos și bergamot. N-am simțit neapărat cocosul. În mijloc, caramel, vanilie, pară, iasomie și piersică. Și în bază are floare de portocal, moscalb, zmeură și violetă. Nu pot să zic că simt notele acestea. Mi se pare că toate amestecate redau acest miros superb, superbisim, foarte delicat și foarte feminin. Însă, ca să vă explic așa cum îl simt, se simte în deschidere mai proaspăt, apoi se îndulcește, are un miros foarte, foarte plăcut. Imaginați-vă o combinație de flori, fructe, vanilie, peste care puneți miere și caramel așa topit. Vă ziceam că Cocaine ies în evidență niște note. Ei bine, aici nu ies. Simt foarte bine atunci când se usucă parfumul mirosul de bezele. Chiar se simte mirosul acela zaharicios,
cum deschideți o pungă de bezele și băgați nasul în ea și mirosiți zahărul acela, dar este foarte fin. Foarte fin parfumul, foarte feminin, foarte delicat. Că deși vedeți aceste note aici și poate că v-am zis că vă duce cu gândul la ceva mai întunecat, este un parfum feminin. Feminin, după mine. Dacă vedeți notele cu caramel, vanilie, marshmallow, vă gândiți așa că este un parfum foarte dens și foarte potrivit pentru perioada rece. Ei bine, nu, pentru că are și florile acelea. Mi se pare că este potrivit pentru primăvară și chiar pentru serile de vară. Și o să vă spun și de ce, pentru că acesta nu este la fel de puternic ca și Cocaine, și aici nu vorbesc despre originalul Cocaine, vorbesc despre clona pe care am testat-o. Pe acela clar îl văd mai potrivit în perioada rece, sau poate că nu puteți să-l purtați atunci când este prea cald afară, merge și primăvara Cocaine de minune, însă acesta este mai suav, mai delicat, mai... Nu este atât de puternic, nu proiectează atât de tare ca și Cocaine, nu este atât de impunător ca și Cocaine. Și, sinceră să fiu, este un parfum intens pe care atunci când îl folosești, deci este bună dispoziție cu siguranță, veselie și feminitate și tot ce aș cere eu de la un parfum și de la mirosul unui parfum. Atunci când îl folosesc, clar umple camera, dar mi se pare că se stinge destul de repede și nu proiectează așa cum mi-aș dori. Îmi place atât de mult mirosul lui încât îmi pare foarte rău că nu îl simt în aer, nu îl simt în mișcare așa cum mi-aș dori. Deci nu are o proiecție foarte mare. Asta poate să fie bine sau nu, pentru că totuși vine perioada mai caldă și poate că nu vrei să să lași o dâră în urma ta, dar mi se pare că este genul de parfum care nu lasă dâră, genul de parfum pe care parfum mai intim, genul de parfum mai care rămâne la nivelul pielii. Sinceră să fiu, speranța mea cea mai mare este că acest parfum se așează și că o să aibă o proiecție mai mare, pentru că îmi place tare, tare mult cum miroase și aș vrea să-l simt mai mult, aș vrea să-l simt mai intens. În concluzie, este un parfum care îmi place foarte mult, nu este genul de miros pe care l-am simțit așa peste tot, dar nu este niciun parfum ieșit din comun, adică da, este safe de cumpărat blind pentru că nu are nimic deranjant în el, nu este nici genul acela de parfum dulce intoxicant, mie îmi place și genul acela, dar nu este, în cazul în care vă gândiți că are acea compoziție să vă fie teamă că este prea puternic, prea dulce, nu este, mi se pare destul de bine echilibrat. Aveți varianta de a cumpăra mostre și să testați, vedeți ce vă place, ce nu vă place, dar eu vă recomand să testați și Cocaine. Dacă vă cumpărați mostre, luați mostră și după Forbidden Sugar și după parfumul inspirat de parfumul Cocaine, pentru că mie Cocaine mi se pare mai cu personalitate decât Sugar. Dar ambele sunt foarte frumoase. Nu am testat parfumul de la Dubai Collection inspirat de Cocaine, dar cu siguranță o să-l testez și pe el pe viitor. Da, haideți să trecem și la mostre, pentru că am aici un parfum care m-a impresionat și îmi place foarte mult și îmi pare rău că nu l-am luat până acum, pentru că mi se pare foarte potrivit în perioada asta. Și vorbim despre Emir Elania, care este inspirat de ia ghiciți, de Lina. Și vreau să vă spun că eu am un decant cu parfumul de Lina original și seamănă foarte bine acest Elania. Este un parfum care miroase a roz, miroase a trandafir dulce cu acel lici fructat și a rubarbă, care pe mine mă duce cumva într-o zonă de verde, de proaspăt.
foarte potrivit, romantic, un parfum potrivit pentru primăvară, pentru vară. Chiar îmi place mult și seamănă foarte bine acesta cu Delina. Foarte bine seamănă. Știți că noi am mai regăsit de-a lungul timpului multe parfumuri care se spune că seamănă cu Delina. E bine, acesta mi se pare că seamănă cel mai bine din ce am testat eu. Și miroase foarte bine și să știți că acesta proiectează, persistă, este super, super bun. Ce am mai descoperit eu în aceste mostre este acest Twilight Shadow. Eram curioasă să testez parfumul acesta pentru că atunci când am cumpărat eu Misty Dawn, eram curioasă și am fost cumva între Misty Dawn și Twilight Shadow, însă cred că am făcut alegerea cea mai bună cu Mystic Dawn pentru că îmi place mai mult acela și acela este un parfum foarte potrivit pentru primăvară, este un floral pudrat așa de plăcut. Ei bine, Twilight Shadow acesta este mai săpunos, miroase a curat, miroase a săpun DAV. Chiar mi se pare că miroase a săpun DAV. Am cam uitat cum miroase săpunul pentru că nu l-am mai cumpărat de foarte mult timp și chiar ar fi momentul să-mi cumpăr și eu un săpun DAV. Dar acesta miroase chiar a săpun DAV, un miros plăcut, cremos, lăptos. Este un miros de curat. Știți că este, acesta este din colecția aceea Mask și mai este unul pe care nu l-am testat, dar Misty Dawn este clar preferatul meu din cele două. Pe Misty Dawn l-am făcut cadou unei prietene, dar cu siguranță o să-l recumpăr la un moment dat pentru că mi-a plăcut foarte mult parfumul acela, îmi place mult și sticla, îmi place prezentarea, sunt acestea colorate. Acesta este mov și, da, v-am zis, este un miros săpunos, miroase a curat, miroase a săpun, a săpun de calitate, a săpun DAV, să zic, din ce țin eu minte mirosul de DAV, dar, da, nu miroase rău, chiar miroase bine, dacă vreți, dacă vă plac genul acesta de parfumuri curate, soapy, dacă vă place DAV sau Palmolive, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum miros pentru că eu folosesc săpunuri lichide. Dar e foarte plăcut și acesta, însă v-am zis, preferatul meu este Misty Dawn. Și eram foarte curioasă să testez parfumul Tobacco Rouge. Este parfumul inspirat de Mancera Red Tobacco. Aveam chef să testez ceva cu tutun și aici avem foarte multe note, ceva mai grele, scorțișoară, ud, tămâie, șofran, nucșoară, măr verde, pară albă. În mijloc avem paciuli și iasomie și în bază avem tutun, vanilie de Madagascar, ambră, lemn de santal, lemn de guaiac, mosc alb, vetiver haitian. Câte note! Câte note! Și vreau să vă zic că l-am testat pe acesta și miroase super, super bine. Clar, este un parfum mai pentru perioada mai rece. Are o deschidere strong și o deschidere care nu este chiar printre preferințele mele, să zic. Dar îmi place cum se usucă, miroase a vanilie, este lemnos, este dens, este, miroase și tutunul acela foarte puternic, dar se simte și udul. Nu este genul de parfum pe care eu l-aș purta în acest moment. Nu mi se potrivește în această perioadă. Știți că merg mai mult pe parfumuri mai feminine. E lemnos. Îmi place. Îmi place foarte mult cum se usucă, dar nu ne potrivim. Nu ne potrivim în perioada asta. Bine, acum suntem influențați și de vremea de afară pentru că este un soare foarte puternic și acesta este un parfum mai cozy, mai pentru perioada rece, să zic așa. Dar testați-l și pe acesta pentru că este foarte interesant. Aici, ultima mostră, Rose Addict. Este inspirat de Tom Ford Rose Brick.
Aici avem ca și note, în vârf, piper de Sichuan, curcuma, în mijloc avem trandafir de mai, trandafir bulgăresc și turcesc, deci mult trandafir. În bază avem paciuli și boabe tonka. Deși are mult trandafir, să știți că miroase tare bine și acesta. Este la fel ca în Delina, un trandafir mai dulce. A venit pulverizatorul acesta defect. Și o să pun așa. Mi se pare că are o deschidere picantă și parcă un pic fructată, parcă și trandafirii aceștia mă duc gândul la Delina, la trandafirul acela dulce. Are o deschidere mai picantă, un pic mai ascuțită așa și mai un pic fructată, mi se pare mie. Dacă vă place trandafirul în parfumuri, s-ar putea să vă placă parfumul acesta, dar nu pot să zic că este trandafirul acela care nu este pe placul nostru. Chiar sunt niște trandafiri foarte frumoși, dulci. V-am zis, are un iz fructat parfumul acesta și îmi place cum miroase, dar nu este un parfum pe care mi l-aș cumpăra acum. Dacă aș vrea ceva cu trandafir pentru perioada asta, mi-aș dori Emir Elania. Chiar îmi place foarte mult parfumul acesta. Da, acesta este preferatul meu, dar bineînțeles că Forbidden Sugar este un parfum foarte frumos. Mi se pare un parfum frumos, mi se pare un parfum complex, miroase foarte bine. Acum sper să fie mai intens. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o zi frumoasă, noi ne vedem în curând cu un video nou, pe mine mă găsiți și pe Instagram, pe contul personal și pe contul de parfumuri. Dacă vreți să vorbim în privat mai mult pe contul de parfumuri, răspund mai repede ca să știți. Este soare afară, astăzi ne bucurăm de soare, chiar vă doresc și vouă să vă bucurați de o zi însorită și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, pa, pa!